Cel puțin 28 de persoane au fost ucise și 79 rănite în urma exploziei unui rezervor de combustibil în nordul Libanului. Surse militare și de securitate au declarat că armata a confiscat un rezervor de stocare a combustibilului ascuns de comercianți la negru și distribuia benzină rezidenților în momentul în care s-a produs explozia. Aproximativ 200 de persoane se aflau în apropiere în momentul exploziei. Printre victime se numără personalul armatei și al forțelor de securitate. Anchetatorii iau în calcul mai multe cauze ale exploziei, printre care și focuri de armă trase într-un rezervor de benzină. Libanul suferă de o penurie severă de combustibil, ceea ce a dus la cozi lungi la benzinării și la pene de curent prelungite. Protestatarii, deja furioși din cauza crizei economice din țară, au aruncat vina pe politicienii libanezi, în timp ce au manifestat în fața reședinței premierului și-au aruncat cu pietre în clădire.